această declarație de presă. Aș vrea să vă reamintesc faptul că domnul președinte Claus Iohannis a avut, după momentul Brexit, o serie de consultări cu partidele politice parlamentare, de asemenea cu reprezentanții ai guvernului, reprezentanții ai băncii naționale. În cadrul acestor dezbateri, în cadrul acestor consultări, a reișit faptul că toți susțin ideea de a colabora pentru construirea acestui proiect de țară. Drept urmare, toate partidele parlamentare au desemnat, au nominalizat câte doi reprezentanți pentru a face parte din această comisie prezidențială. Mai apoi ar trebui să spunem că, din partea guvernului, a fost nominalizată o persoană, nominalizare făcută de către premier. Această comisie își va desfășura activitatea la nivelul administrației prezidențiale. Drept urmare, există doi consilieri prezidențiali, domnii Leonard Orban și Cosmin Marinescu. Cei doi se vor ocupa, vor coordona lucrările acestei comisii prezidențiale și, în același timp, există 10 personalități care vin în componența acestei comisii prezidențiale în nume propriu. Nu în numele instituțiilor unde au lucrat sau lucrează, tocmai pentru că sunt persoane care au competențe dovedite, experiențe în domenii de specialitate, sunt persoane cu o notorietate mare, care au o cunoaștere bună a realităților europene, afacerilor europene. Veți regăsi în această listă nume importante, sociologi, economiști, specialiști în politici europene. Și, desigur, veți consulta cu foarte mare atenție această listă.